Să vă mai arăt altă problemă. Ai valo care s-a rupt. Altul acolo. Și s-au rupt toți. E nasol. To the roof. Păi asta mă uit, asta mă uit. Mi-e vreo și o cola. El muncește și eu... Ce înseamnă sensibil? Cumva aiurea acolo. N-am înțeles. Ce? Păi dă-i! De ce s-au rupt? E mai complicat. Așa trebuie să arate un pe spart. Da, evident, nu mai facem nimic. Vindem tot, plecăm acasă și gata, păcanele și aia e. Acestea fiind spuse, fără războaie, ce durere. Salut, sunt Bogdan, de la Centrul de Colectare Lion Recycle. Astăzi o să vă arătăm ce am făcut ultima dată când a venit taică-meu, ca să ne ajute acolo să reparăm presa, pentru că am avut o grămadă de probleme cu ea. Am rezolvat-o, dar acum avem alte probleme la balotare. O să le vezi pe parcurs. O să vă mai arătăm cum se balotează cartonul, cum se balotează PET-ul, că este un pic diferit la PET, cum se face cu folia. O să vă mai arătăm ce s-a mai întâmplat în minunatul nostru centru de colectare și toate problemele care au mai apărut. Și cu asta fiind spuse, haideți să începem. Atât de mult PET pe aici, împrăștiat și carton, pentru că ni s-au rupt foarte multe sârme la baloții anteriori. Atât de multe, atât de des s-a întâmplat chestia asta și la folie, s-au expandat niște baloți. Și atât de multe probleme cu chestiile astea, încât nici nu știm cum să o mai facem până la urmă. Și cred că într-un final, cea mai bună variantă ar fi să ne întoarcem la presa cealaltă, la presa veche pe care o aveam. Să renunțăm pur și simplu la treaba asta cu reciclarea, pentru că nu este chiar atât de bună. Nu vedeți câți bani se aruncă pe toate utilajele, câtă bătaie de cap este, câți oameni trebuie să muncească la un centru de colectare. Salariile nu sunt deloc mici. Sunt atât de multe probleme la un centru de colectare, atât de diferite, atât de diverse, că nu e că rezolv 2, 3, 4 și probleme și că s-a terminat totul în regulă, încât nu mai știi efectiv ce să mai faci. Să vă mai arăt altă problemă. Haideți, veniți puțin. Până și ăsta de carton s-a rupt la un moment dat. De ce s-a rupt? Ce s-a întâmplat exact? Nu știu, clar, dar ideea este că și ăsta s-a rupt. Înainte nu se rupeau. Deci vă spun sincer, de foarte multe ori mă gândesc, cred că ar fi mai bine dacă pur și simplu am renunțat și am plecat acasă, sau mă rog, n-am plecat acasă, am face altceva, pentru că e foarte dificil. Și la un moment dat nu mai poți, pentru că evident niciun ajutor din partea nimănui, nimeni nu te ajută, nicio vreo instituție a satului, absolut nimic. Bine, nu că am cere ajutorul cuiva, dar ca idee. Uite, ăsta sunt de la un balon de folie. Alt balon care s-a rupt. Uite aici, alt balon care... Mamă, mamă, mamă. Altul acolo. Mamă, dar chiar toți s-au rupt. Nu știam chestia asta. Eu știam că s-au mai rupt câțiva, dar nu știam că chiar toți. Da, deci vedeți câtă dezordine se face după toate chestiile astea. Balotez la ele o zi, am balotat ieri, cred că mai bine de o jumătate de zi, și s-au rupt toți. Toți de plastic, nu contează că a fost carton sau folie, toți s-au rupt. E nasol și cred că o să ne gândim puțin ce o să facem. Te vedem dacă a rezolvat acolo Ionuț problema, exact, și cum merge balotarea. Nu mă așteptam să fie atât de nasol și de greu, dar uite că e, în fine, vom vedea ce o facem. Mergem acolo să vedem care e situația. Cât de mult s-a putut împrăștia? O să trebuiască să facem ordine, pentru că nu e sub nicio formă normală așa. Aici trebuie să fie baloți curați de carton, mai încolo puțin de plastic, iar tot acest carton și PET pe lângă trebuie absolut totul curățat. Da, e incredibil. Asta, de ce s-a întâmplat treaba asta? Apoi s-a întâmplat pentru că ne s-au rupt baloții. Ne s-au rupt baloții pentru că sârmele au cedat. De ce au cedat? Nu știu să vă spun clar, că inițial la plastic credeam că e problema de la faptul că se umflă balotul. Plasticul nu se presează precum cartonul. Dar uite că și de la carton s-au rupt. Nu știu, e o problemă acolo ceva și trebuie văzut exact ce. În timp ce veneam la presă, am observat din spate, am observat că mai sunt încă doi baloți sau chiar trei, cred. Practic noi efectiv tot ce am făcut ziua de ieri s-a rupt totul s-a rupt, a fost degeaba. Și să știți că asta nu e prima dată când se întâmplă, nu e prima problemă pe care o întâmpinăm, că dacă era prima problemă, trăgeam peste, doar că problema se țin lanț, efectiv. Presa asta e foarte, foarte dificilă, foarte greu lucra cu ea, reciclarea în sine e dificilă. Tot felul de probleme care mai apar. Uitați și voi cât s-a umflat. Tot balotul ăsta, absolut tot, uite, era presată, dar s-a rupt, efectiv, s-a rupt pur și simplu, s-au rupt sârmele. Nu știu, și problema este că la presa asta nu pot să regrez, să las sârmele mai slabe. Adică, la elanta manuală puteai lega, puteai regla treaba asta, lăsai pur și simplu mai slabe, dar la asta nu se poate. Și asta e o problemă mare. Plasticul se umflă foarte tare, expandează foarte rău. Și nu știu cum va rezolva problema asta. E foarte, foarte posibil să renunțăm la presa asta.
M-am gândit foarte serios, mai ales că sunt probleme foarte grele, că piața a căzut foarte mult, să închidem afacerea complet. Probleme foarte mari cu oamenii, că nu se găsesc, probleme foarte mari cu materialele, că oamenii nu prea vor să colecteze, pentru că a scăzut prețul. Dacă a scăzut prețul, oamenii nu vor să mai colecteze, că dacă nu mai primesc bani pe ele, pe ce să mai dea? Utilajele costă foarte mult, energia s-a scumpit, absolut totul s-a scumpit și efectiv reciclarea în momentul de față nu mai este foarte convenabilă și mă gândesc foarte serios, s-a oprit toată treaba, nu știu ce vom face, dar nu avem efectiv variante pentru că sunt niște costuri uriașe, sunt niște costuri uriașe de funcționare, de costuri operaționale to the roof, practic, cum s-ar zice în engleză. Poate mai încercăm un pic, poate mai încercăm să vedem ce se întâmplă, dar în principiu mă gândesc la chestia asta pentru că e foarte nasol. Vezi că aici e atât de mult încât nu mai se mai întâmple. Care treaba? Crâmpei de sârmă. Așa. Căzut aici. Ok. Și în momentul în care asta e sârma, o ia. Da, da. O aduce aici. Da. Aici trebuie să vină aici. Da, exact. Și una aici. Exact. Să lege. E, asta care trebuie să vină aici, nu venea, rămânea aici. Pentru că e o sârmă aici, înduită. Era ceva acolo. Exact, e o sârmă care... Deci în momentul în care venea să rotească iară, să o ia, o adădea în cuțit. Și vreau să zic că nu se duce ceva, dar nu știu ce, nu se ducea până în capăt. Eu o tădui acum de aici, dar încă e acolo. Fă-mi o treabă. A. Dă pe manual înainte, oprește banda, în primul rând. Dă-o aici, nu? Banda, dă pe manual. Și acum, fii atent, cu apăsări scurte. Pac, pac, primul buton din stânga, verde jos. Pe scurte. 5? Da, scurte. Dă-i, 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 stai, stai. Au bucățele de sârme rămase pe aici mici. Da. Și în momentul în care rotește, nu le dă voie, da, da, da. Și gata, o răsucește. Dă-i ușor așa, dă-i. Deci în momentul ăsta, noi acum încercăm să scoatem niște bucățele de sârmă care au rămas pe acolo, pentru că datorită acelor bucățele de sârmă, niște resturi, nu se mai poate face legarea cum trebuie. Dă eroare, ca să zic așa, nu neapărat dă eroare, dar nu se leagă valutul cum trebuie. Răsucește de al doilea buton de aici încolo, sus, răsucit, butonul ăla, pe unul, ăla. Asta? Da. Așa. Așa. La fel, cu apăsări scurte, că acum e mai periculos că ia sârmele, dacă okay. Știi. Ok, ok. A, și vrei să le dai la o parte, așa? Da, că dacă scapă să nu le ia. Da, 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 da. Avem cartoane pe aici? Da, da. Dar e cam murdar, nu vrei altul? Uite, apar acolo niște sârme. Nu, sunt sârmele de la presă, nu treabă. Păi nu, aia, nu aia. Mai încoace, ăla, da. Ăla era. Frate, că alta numai cât să fie, că e mică, ăsta are 5 cm, 7. Păi, dar nu, l-a tras sub ea, între ele. Aia mie. E sigur că mai e? Da, e. Uite dacă pică ceva. Urmă. Păi asta mă uit. Vezi vârful meu, da? Da, da. E prins în ceva, dar nu e prins rău, că se-l mișc foarte mult. Auzi? Păi și nu dau noi pe invers, tot în vâr la ea, că poate cade ea la un moment dat. Nu mai învârte, tot așa ușor. Tot în direcția asta? Tot. Dă-i. Da, da, da. Tibi, vreau și o cola. Lasă-mă să înțeleg sistemul, tot acolo. Nu iese, stai să-l văd de unde e. E undeva băgat. E undeva în lateral, în pa, așa. Bun, no. El muncește și eu... Uite, vezi că are tu ăsta și aici, de prindere, uite, vezi cârlige, uite, și aici, uite, vezi, îl vezi cârligul. Deci ar nuadă și în jos și în sus. Păi da, și taie pe mijlocul nodului cum ar veni. Da, da. Bun, deci, ce se întâmplă? Este o presă mult mai complexă decât ce aveam noi înainte, iar sistemul ăla de legare este destul de sensibil. Ce înseamnă sensibil? Păi înseamnă că dacă este o mică sârmuliță, un capăt de sârmă care cade cumva, care este un rest de la altă tăiere sau ceva, sau pur și simplu un dop, efectiv un dop de pet, dacă rămâne un dop de pet cumva aiurea acolo, nu se poate face legarea cum trebuie, se rupe o sârmă, iar problema se perpetuează și chiar totul escaladează. Motorul balos o să fie, poate, legat prost, după aceea se sparge și tot așa. Însă, alte probleme pe care le-am întâmpinat la această minunată mașinărie sunt că... L-am întrebat. Ce? Păi dă-i! Da. Ăsta este petul pe care îl avem pentru că s-au rupt niște balos de pet. De ce s-au rupt? E mai complicat de ce s-au rupt. O să vă arătăm imediat. Dar ideea este că acest pet este deja spart și trebuie să-l rebalotăm. Practic îl luăm din spate, îl băgăm din nou în presă, astfel încât să avem într-un balot întreg, nu într-un balot spart. Auzi, Ionuț, dar ăsta e băgat o singură dată în presă? Da. Păi e spart. E bine. E foarte bine. Aia cu tăiere nu făcea așa.
Ce frate, super! Ai dat prea mult, ai dat prea mult. Surprinzător că voiam să vă arăt o chestie interesantă. Petu, la presa asta, deși nu are tocător, sparge foarte bine, ceea ce e un lucru extrem de bucurător. Uitați, așa trebuie să arate un pet spart. Vezi? E foaie. Așa era mai de slab când era mic. Ăsta e un pet nespart. Da, evident. Care e problema cu petul nespart? E problema este că dacă el este nespart, când se închide balotul, când legăm sârmele pentru închiderea balotului, e ok, pentru că ține presa, nu ține berbecul. Dar când se dă drumul, n-au cum sârmele să țină toată presiunea aia și se va sparge, se vor sparge sârmele. Dar interesant este un alt lucru, că deși petul este spart, după cum vedeți, sârmele tot se rup. Și acest lucru nu îl înțeleg de ce. Haideți să vă arăt o chestie foarte mișto la presa asta. Poți să selectezi tu cât de lung vrei să fie legarea asta. Vedeți cât de mult are. Ei, problema este că nu știu din ce motive, dar plasticul ăsta, bine, știu din ce motive. Plasticul, chiar dacă e spart pe tu, desface aceste sârme. Le desface foarte mult sau le rupe. Ceea ce este o mare problemă, pentru că v-ați prins, nu gai degeaba. Dar este extrem de îmbucurător faptul că se spart cum trebuie. Dar cu toate astea, tot se rup sârmele. Ceea ce e o problemă mare. Adică pe de parte bine, pe de parte nu e bine. Și nu știm de ce se rup sârmele. Chiar nu știm treaba asta și ne mănâncă viața. Mă uitam așa la cum e aceea mecanismul. Da, uite, nu pare că ar mai fi nimic pe aici. Acum mai împinge o dată berbecul și ar trebui să se închidă. Oho, se închide sigur. A? A, el? Pare ok. Să vedem când trage berbecul, dacă... Ia se... E bine, nici nu trage alea. Eu am văzut că nu se ducea până în capă, dar nu știam de ce nu se duce până în capă. Mă gândeam că are o problemă, că e prost făcută, dar uite că nu e prost făcută. Ne-a luat de cap chestia asta. Aveam de gând să ne lăsăm de reciclare din cauza asta și vreau să renunțăm la reciclare, pentru că este atât de multă bătaie de cap cu toate utilajele astea și să plecăm acasă, să vindem totul și plecăm acasă, nu mai facem nimic. Vindem tot, plecăm acasă și gata, ne ducem, băgăm în păcănele și aia. Bă, pet, nu mai luăm. Nu mai luăm, a? De ce nu merge, bă? Da, mă, n-are cum să nu meargă. Vreau să băgăm un balot de la nespart. Îl băgăm mix. A, avem sorbat? A, bun. Aștept fluxul să poți lega. Acestea fiind spuse, o să vă lăsăm cu bine, să ne vedem poate într-o altă viață mai bună, mai fericită, cu mai mult soare, fără războaie și durere. Deci după cum vedeți, până la urmă am reușit să rezolvăm problema. Doar că această presă, necunoscând-o foarte bine, neștiindu-i toate micile probleme care pot să apară, o să ne mai bată puțin la cap, dar este de departe mult mai eficientă față de cea pe care o aveam noi înainte. Mult mai capabilă să ne ajute să baloteze. Nu v-am spus, am uitat să vă spun că am reușit să facem banda, banda merge perfect. Mai știți din ultimul episod că a venit aici că mi-a adus să ne ajute, pentru că efectiv nu găseam pe nimeni și pe cine găseam. Adevărul este că nu știa să o facă. Dar ce din urmă am reușit să găsim pe cineva, adică doar intern am rezolvat problema in-house și într-un final banda merge perfect. Sigurele probleme care mai sunt cu sistemul de legare, nu ne descurcăm foarte bine acolo, dar o să ne rezolvăm. Este doar o treabă de moment până ne vom începe foarte bine ce să facem acolo și o să o rezolvăm. Asta fiind spuse, vă mulțumim încă o dată foarte mult că ați fost alături de noi. Vă rugăm din suflet, dacă vă place contentul, dați-ne și nouă un like și un subscribe, ne ajută foarte mult pe viitor, pentru că acest content poate să ajungă la cât mai mulți oameni, să afle despre reciclare, despre multe alte probleme care pot să apară într-un centru de colectare și de ce nu despre viață, pentru că noi arătăm aici foarte multe chestii. Așa că vă lăsăm, vă mulțumim încă o dată pentru absolut tot și până data viitoare să nu uitați reciclare. Pa!